Vă salut! Duminică, 20 august, septembrie, e ora 18. Am venit să dau un pic de sirop. Am să le dau vreo două ori. Astăzi și cred că și mâine ajung. Am observat aici albinuțele astea care... E fenomenul ăsta de curățare. Și văd că freacă plada pe de afară pe aici. E prima oară când văd. Mișcarea asta de du-te vino. Sunt câteva doar. Dar până acum n-am văzut. Înainte-napoi. Ce freca ele aici, numai ele știu. Cum vă spuneam, e prima oară când văd așa ceva și e foarte interesant. Imaginați-vă cum ar fi cutia plină pe exterior, cu albinuțe din astea care curăță. Ceva nu le convine, cred. În sfârșit. Toate bune și frumoase. Ce le-am restrâns eu aici, ordinișurile, când cu furtișagul ăla sau începutul ăla de furtișag, văd că au ros și au făcut iar ordinișuri. Le-au lărgit, le-au... Deci se vede treaba că nu le convine urdinișul care le-am lăsat eu. Deci aici a fost doar unul și acum sunt trei. Albinuțele astea cam lâncezesc aici. Se odihnesc, cred. Probabil e un pic mai cald în cutie. Și aici la fel. Le-a lărgit. Este mai plăbuț, dar tot a roșii el, se vede aici, și încă ventilează, și cam atât. O să mai montez un hrănitor la asta, liniște și pace. Au lărgit urdinișul de la găsit beng, au roșu, dar au dat și jos. O să le umplu asticlele. Albinuțele au un zbor de cules așa, dar cred că aduc doar apă la toți stupii. Nu știu dacă se vede ceva, că e cam în soare. N-am văzut polen. Bă, da, a intrat una cu polen. Polen galben. În sfârșit. Spunea cineva de găini, la mine puii stau pe între stupi. Nu i-am văzut să se dea la urdiniș. Dar albina căzută sigur o ia. Mai întârzi un pic să intre soarele nori, soarele e sus. Și mi-e frică de furtișag. Parcă aș da și un pic de protofil, dar să se mai întunece. Uita spui pe sub urdinișe. Probabil că mănâncă albina căzută, albina moartă. N-am observat să ciocăne la urdiniș. Poate vedem acum. Da, sunt cu minți. Vor fi luat ceva înțepături, dar nu se dă. Ora 20. Am terminat de dat sirop. Le-am activat bine de tot. Până acum 10 minute nu puteam să umblă. Aveam 50 de albine în cap. Le-am dat fără protofil, fără apicomplex, sirop simplu, zahăr încărcit, după rețeta lui Neagică. Le-am umplut sticluțele. Primul de aici a luat două sticle. Era cel cu fără rezerve deloc. Două sticle și două hrănitoare, undeva la 3 kg de sirop. Restul câte o sticlă și hrănitorul din cuib. Aici în față primii doi la fel, la sticlă. Restul doar în hrănitori. N-am funduri la ei și n-am cum să le dau altfel. Turtele am văzut că le-au halit chiar bine. Nu prea le place așa cu proteină multă, deci săptămâna trecută în două zile mi-a luat turta
sub 5% proteină și acum până în 10. Deja a trecut o săptămână și încă mai. Numai unul singur mai avea un pic. 20-30 de grame. Restul au mai mult. Până la 200-250 de grame chiar, în funcție de puterea familiei. Albinuțele sunt bine. Am reușit să le dau sirop fără fum. Înțepături n-am luat niciuna. Doar în mănuși vreo două. Și asta din cauza mea. Pentru că ele zburau aiurea și când puneam una pe sticlă le prindeam sub mănuș. Nu este bine. Cele care făceau curat aici s-au retras. Îmi zboară câte una după sirop, după, nu știu, de beznă afară. Nu cred că se mai vede nimic. Sau am auzit și niște șoareci pe aici. Mare atenție la șoareci. I-am văzut de săptămâna trecută. Exact în porumb ăștia ai mei. Oricum acum e cald, nu intră în stup. Albinuțele nu-i lasă, dar m-am o tură de invertit din asta și pe urmă o să le pun gratis la toți. De fapt, care au o să le las jos, care n-au o să le pun. Mi-am luat de la târg 4 lei, numai bune. Anul trecut am avut cu colțare din alea de Egypt, bune și alea, dar când le-am scos, nu mai știu ce am făcut cu ele. Asta mă gândesc că dacă le rămân așa pe stupi, poate nu îi pierde. Cam atât momentan. Multă sănătate și numai bine.